Evaluarea competențelor digitale la examenul de bacalaureat s-a făcut pentru 7 domenii de competență: utilizarea computerului și organizarea fișierelor, editoare de texte, informații și comunicare, concepte de bază ale tehnologiei informații, editoare de calcul tabelar, baze de date, prezentări, mare parte dintre candidați obținând calificativul experimentat. Competențelor digitale la examenul de bacalaureat, aș vrea să ne spuneți care sunt rezultatele și calificativele obținute de ele după ce. Deci la momentul acesta, s-a finalizat această probă, inclusiv registrarea rezultatelor. La nivelul județului Vâlcea s-au înscris 4070 de absolvenți, din care 29 nu s-au prezentat la competențe și ca atare numărul celor care s-au prezentat a fost de 4041. Din aceștia, 60% din ei au luat calificativ de avansat și experimentat, iar 40% dintre aceștia începători sau calificativul mediu. În ceea ce privește calificativul experimentat, la nivelul județului Vâlcea, 38% din cei care s-au prezentat au obținut un astfel de calificativ, iar situația, să zicem așa, un top 10 la nivel de județ, avem așa Colegiul Național Alexandru Lahovari, 97,1% din cei care s-au prezentat au primit calificativul experimentat, Grupul Școlar Economic Administrativ și de Servicii Călimănești, 91%, Colegiul Național de Informatică Matei Basaran, 87%, Liceul Teoretic Brezoi, 58,2%, Colegiul Economic, 54,7%, Colegiul Național Mircea Cel Bătrân, 53%, Colegiul Tehnic Energetic, 50%, Grupul Școlar Antimi Vireanu Râmnicu Vâlcea, 44%, Seminarul Teologic Sfântul Nicolae, 42%, Liceul Teoretic Băile Govora, 42%. Mă refer strict la calificativul experimentat. Aceasta este ponderea pe licee într-un top 10 în ceea ce privește toate cele 27 de licee de la care avem participare.